Atenție, se filmează. Mulțumim și dumneavoastră. Ne-am luat biletele și ne pregătim să mergem la proiecția filmului Food on the Go. Food on the Go. Așa e, zice, Food on the Go. Da, așa e, zice, un film foarte drăguț în cadrul secțiunii Film Food a TIFF-ului și după proiecție o să vă povestesc cum a fost acum. Intrăm plin de lume acolo, acolo suntem. O să vă duc cu noi pe scări. După proiecție, Chef D'Artagnan, Darty, Alex, v-am mai povestit de la cu două zile, o să ne gătească o cină foarte faină cu preparate inspirate din film. Vă povestesc din ce este food.com și după aceea mergem să vedem ce ne-am prezentat și din nou mâncarea este asociată cu de pe restaurant. Dați-mi voie să o chem alături de mine pe doamna Mercedes Cordova. Well, thank you very much. In first place, thank you to the Transylvania International Film Festival. I am amazed that the movie is being shown here, so far away from my homeland, that's in Argentina. And thank to you people that are here today to watch the movie. I've been just to Brix, where the dinner is taking place. I've been with Alex, the chef. And I am very happy to say that he really put an effort in the menu, and it's a menu really based on what you're going to see here in the movie. I hope you enjoy it, and well, I will be here after if you have any questions. Consulți meniul? Am consultat. Nu înțeleg asta exact ca în film, nu înțeleg asta cum adică milaneză napolitană. Napoletană. Nu există. Napoli în sud, Milan e în hăt. Eu am citit aici... Cum fac italienii? Cosa non capisci? Sunt patru preparate de inspirație italiană, italiano-americane și fiecare este servit alături de un alt tip de bere staropramen. Panzerotto caprese, mini calzone prăjit cu mozzarella, busuioc și roșii, servit alături de staropramen blond. Ciopino, tocăniță de fructe de mare bun cu staropramen nefiltrată. Milanese napolitano, carne de vițel în crustă crocantă de parmesan. Cu staropramen granat și sfogliatelle, ce fain sună, sfogliatelle, preparat italian care se servește alături de staropramen dat, foarte tare. Aluat crocant, cremă de vanilie, un fel de, cred că sunt un fel de caneloni. Ideea este că am fost la versiunea filmului Food on the Go, foarte fain, un documentar de o oră, pe care chiar l-am savurat în fiecare minut al lui, despre bucătăria italiană și bucătăria italiană a ajuns prin intermediul imigranților în America și acolo s-a americanizat. Și o să vă povestesc în articol de pe blog mai multe despre film și cu ce am rămas din el, dar au fost niște lucruri care mi-au rămas foarte tare în minte și era ideea că e una bucătăria de inspirație italiană și alta bucătăria italiană care se face cu produse care vin din Italia și facea modul în care migranții italieni s-au adaptat vieții din America, cum au descoperit carnea care era foarte multă și foarte ieftină și au început să o integreze în meniul lor zilnic, meniul în dieta lor mediteraneană și practic așa au apărut preparate de inspirație italiană, cum sunt spaghetti în meatballs, spaghetele cu chistelute și sos, care sunt faimoase în toată lumea,
și ai zice că sunt o mâncare italiană, dar în Italia nu le mănâncă nimeni. Sunt italo-americane. Și acum am venit la Brick, care este pe malul Someșului, așa un statement pentru Cluj. Și o să mergem să vedem ce face Darty sau șeful nostru, Alex Petrician, care ne gătește patru preparate inspirate din film și servit fiecare alături de starop ramen. Ce aștepți cel mai mult să mănânci? Sunt foarte curios de... Tu aici ai cu milaneze napolitana. Milaneza napolitana. Eu vreau desert, desigur. Ce faceți? Să ăla-i desertul? Pentru mine? Se știe. Oh, salut, sfogliatele! Ai muncit zilele astea, nu glumă. Brânză dulce? Sau sărată? Dulce, dulce. Dulce. Și asta se bagă la cuptor, nu? Se prăjesc? Nu, nu, la cuptor. La cuptor? Da. Da. Sunt folosate toate. Care? Ăla e pentru șoferița aia de mare. Wow, eu toate le aștept. Eu nu știu ce aștept mai mult. Dar ce intrigat ești. Mare. Că aia a trebuit la fel și eu, nu? Da, cred că până la urmă la asta o să apelez. La tocănița cu fructe de mare? Da. Eu o să apelez la toate, se pune? O să fie exact din film. Dar ce bucuros e! O să fie exact din film, ce bucuros! Dai seama că ce era să gătesc eu, ce gătesc acasă. Adică la restaurant la mine. N-avea niciun sens. Trebuie să găt. Să găsesc ceva din film. Asta era și ideea. Păi nu. Dar filmul ți-a plăcut? Interesant. Nu era ceva extraordinar de nou pentru mine, dar... Știi, pentru mine m-am amuzat băieții old school. Noi de la Asociația de Pizzeri. Da. Există pizza napoletană și fake-uri de la pizza napoletană, da. Începem mai mult să punem accentul pe... naționalizarea bucătăriei italienești Americii de Nord și de Sud. Avem dișuri de inspirație din Statele Unite și America de Sud, în special Argentina. Dișuri care au devenit din cultura italienească, au devenit dișuri de reține sănătoare cu culturile Americii. Așadar, este o continuare a peliculei în farfurie. Multe din lucrurile pe care le-ați văzut în film se vor regăsi și în această seară. Așadar, va fi foarte simplu de referat. Deja aveți o cultură gastronomică mult mai avansată. Vă doresc poftă bună și multă distracție plăcută. Sărăt frumos! Vă spun și eu bună seara, mă numesc Stefan Căriș, sunt sommelierul starop ramen în România. Și în seara asta o să vă povestesc înainte de fiecare preparat care va poposi în fața dumneavoastră. O să vă povestesc și verile starop ramen, care sunt cele recomandate în asociere gastronomică cu respectivul preparat. Despre berea starop ramen, aș vrea să vă spun, e o bere cehească cu tradiție foarte lungă. Fabrica a fost înființată în 1869, prima bere produsă în 1871, iar brandul starop ramen, în traducere înseamnă izvorul vechi, a fost înregistrat în 1911. În România avem 4 beri starop ramen pe piață. Berea blondă, nefiltrată, granatul și darkul. Suntem la primul fel, mini calțone prăjit cu mozzarella, usuioc și roșii. Pe care o vrei? Pe asta mai mare sau pe asta mai mică?
Pe aia mai mică. E bine, o iau eu pe asta mai mare atunci. Vezi? S-a ajuns la curiozitatea ta. Milaneza napolitana. Să vedem dacă are napolitane. Are? Yeah. Să vedem dacă e talpă de bocan sau... Interesant? Nu e rău, e ca și cum... Ai mâncat șnițel? Păi aia înseamnă. Cu sosul de la pastă și cartofi prăjiți lângă. Da.